Date de ultimă oră în tragedia momentului. Moartea misterioasă a lui Dan Condrea, patronul Hexi Pharma. Dosarul a ajuns la parchetul general, acolo unde se investighează și cazul dezinfectanților diluați de la Hexi Pharma. Dan Condrea fusese citat astăzi în calitate de suspect, iar anchetatorii urmau să ia măsuri preventive împotriva lui. Astăzi, pe baza acestor documente, se putea evalua și se va evalua care este prejudiciul în cauză. Înainte să știm prejudiciul, nu este posibil să luăm măsuri preventive împotriva cuiva, pentru că nu există certitudinea existenței unei anumite infracțiuni. Pas cu pas se clarifică aceste lucruri. Astăzi, ele erau toate clare și există indicii foarte serioase că astăzi ar fi fost audiat și s-ar fi întâmplat mai multe lucruri pe care el le-a știut. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după accidentul în care și-a pierdut viața patronul Hexi Pharma. Trupul desfigurat al lui Dan Condrea a fost dus la IML pentru autopsie. Dan Condrea a murit duminică seara după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului pe șoseaua dintre Corbeanca și Buftea. Bărbatul a murit pe loc. Polițiștii care au sosit la locul tragediei au constatat că pe șosea nu erau urme de frâne. Potrivit martorilor, Condrea mergea cu o viteză uriașă. Impactul cu copacul i-a fost fatal. Avea viteză mare? Avea 150-160, că eu veneam, mergeam spre Corbeanca. Și el venea tot cu lovea. Și n-a frânat, nu? Nu știu, că eu m-am, pe la curbă, pe acolo m-am intersectat cu el. Și pe cineva, sau? Nu, venea cu viteză mare el. Dan Condrea a putut fi identificat la fața locului de fosta soție doar după hainele pe care le purta și de câteva acte pe care le avea la el. Polițiștii și criminaliștii au fost acasă la femeie, de unde au ridicat mai multe probe de ADN, ce îi vor ajuta să stabilească exact dacă trupul desfigurat din mașină este într-adevăr al lui Dan Condrea. Potrivit tolo.ro, într-unul dintre ultimele SMS-uri trimise, Dan Condrea i-a scris unui colaborator: stați liniștiți, nu o să mai lucrez în domeniu. Fosta lui soție a aflat vestea de la șoferul firmei, mai scriu jurnaliștii. Aceasta ar mai fi spus că Dan Condrea nu era genul care să se omoare, ci genul care te omoară el pe tine. Dacă e sinucidere, l-a împins să facă asta. Șocantă este și declarația unei vecine făcută cu o săptămână înainte de tragedie. Condrea era abătut și mi-a spus că decât să facă închisoare, mai bine se omoară. Ar fi spus femeia, potrivit tolo.ro.